Bună, săgetător, și bine ai venit la etalarea ta de dragoste pentru prima jumătate a lunii februarie. Să reamintesc că este o etalare generală, nu are cum să rezoneze perfect cu toată lumea, v-aș ruga să luați de aici doar ceea ce rezonează cu voi și să lăsați tot aici mesajele în care nu vă regăsiți. Această etalare este valabilă atât pentru cei din zodia săgetător, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, nodul nord și multe planete pe astrograma natală în semnul săgetătorului. Hai să vedem pentru voi pe zona de dragoste ce vă așteaptă, dragii mei săgetători. Prima carte, împărăteasa în poziția voastră, în poziția voastră, în poziția relațiilor voastre, ca și energie generală. Posibil o femeie cu un copil, o femeie însărcinată, simt aici foarte pregnant această idee de a crește un anume proiect sau o anume relație. Poate vă doriți să deveniți părinți în această perioadă și aveți discuții în acest sens cu partenerul sau cu partenera. Aveți parte de o stabilitate foarte mare, ca și cum relația devine stabilă, relația crește, relația se maturizează în această perioadă. În poziția voastră, 4 de monede. Sunteți foarte stabili, țineți cu dinții foarte mult la ceea ce vă doriți, țineți cu dinții foarte mult ca această relație să crească mai departe. Vă doriți multă stabilitate în viața voastră. De asemenea, posibil ca unii săgetători să se agațe foarte mult de ideea aceasta de stabilitate și fizică sau financiară sau cealaltă persoană să-i ofere această siguranță prin, diferite gesturi pe care le face. Gesturi carnale, nu știu, să facă, nu știu, cumpărăturile, să vă ajute, să vă pliați unul pe celălalt din acest punct de vedere. Cavalerul de monede. Tot în poziția voastră. Poate aveți de-a face cu vreo persoană dintr-o zodie de pământ, taur, capricorn, fecioară. De asemenea, putem să discutăm aici despre o persoană până în 35-40 de ani, dar nu pentru toată lumea. Vă doriți multă stabilitate aici, chiar putem să discutăm despre o relație în care nu prea mai contează pentru voi atât de mult ideea aceasta de iubire platonică, ci pur și simplu vă doriți lucruri concrete, lucruri sigure și chiar posibil să exteriorizați acest lucru în această perioadă. E o perioadă în care se cere foarte multă inovație, da, în relații, la modul general vorbind. Tot în poziția voastră, îndrăgostiții, ce frumos, dragii mei săgetători, îndrăgostiții vorbește despre ideea de suflete gemene, suflete pereche, da, le cam include pe ambele. Discutăm aici despre o relație foarte pasională din viața voastră, o relație pasională care pur și simplu vă determină să fiți ceva mai stabil pe voi, vă determină să vă doriți poate o familie, poate să reclădiți lucrurile, de ce nu, că e posibil și acest lucru. Aveți alegeri de făcut, iarăși, alții dintre voi. Aveți alegeri de făcut în ceea ce privește o anume persoană din viața voastră. Sau poate zona profesională, zona personală, oricum ar fi și zona aceasta profesională se pare să aibă destul de mare influență în această perioadă pentru zona voastră de dragoste. Poziția celorlalți sau celelalte persoane este valetul de bâte. Multe mesaje de dragoste, mesaje cu pasiune, poate primiți tot felul de invitații să ieșiți undeva, să faceți diferite activități împreună cu partenerul sau cu partenera. Posibil să aveți de-a face cu vreo persoană tânără dintr-o zodie de foc, leu, săgetător, berbec, deci tot de foc ca și voi, dar v-am spus, pregnant este și aspect de pământ. Parcă cineva își dorește aici să meargă la următorul nivel, să totuși să mai reaprindă acolo o flacără în relație. Deci voi poate vă doriți ceva mai stabil, dar cealaltă persoană parcă își dorește ceva mai cu flacără în relație. Ceva mai intens acolo, aș putea să spun. Tot în poziția celelalte persoane este valetul de spade.
Cealaltă persoană posibil să facă investigații în această vreme, în ceea ce, în această perioadă, în ceea ce vă privește. De asemenea, posibil să facă, eu știu, să vă spună diferite vorbe, să manifeste o curiozitate mult mai mare în ceea ce vă privește. Și de asemenea, posibil să fie ceva mai ascuțit la limbă, dar e tocmai din acest motiv pentru că probabil nu îl împliniți sau nu-i oferiți din punct de vedere pasional așa tot ceea ce își dorește. Văd multe mesaje, e adevărat, posibil chiar pe zona internetului, dar energiile nu sunt chiar atât de pregnante în acest sens. Tot în poziția celelalte persoane este eremitul, deci poate aveți de-a face cu vreo fecioară, nu știu, probabil unii dintre voi este foarte pregnant acest aspect de pământ aici. Cealaltă persoană este ceva mai matură sau probabil se gândește că această pasiune dintre voi ar putea reaprinde și flacăra relației, ar putea să facă lucrurile să funcționeze ceva mai intens. Acum poate vă treziți cu vreo surpriză din partea celelalte persoane, eu știu, vreo seară romantică, pentru alții dintre voi poate să fie vorba de o discuție pe care partenerul sau partenera o inițiază sau o anume persoană pe care voi o cunoașteți. Dacă sunteți singuri, aveți șanse să cunoașteți o persoană dintr-o zodie de pământ, sau o persoană mai în vârstă, o persoană înțeleaptă, o persoană care a trecut prin viață, o persoană care știe să guste viața, o persoană care îi place să vorbească, să facă diferite activități, dar e o persoană foarte realistă, deci nu simt aici o iubire platonică pentru voi sau acel sentiment de, eu știu, o iubire ieșită din comun. La baza pachetului este 4 de cupe, judecata și 8 de cupe. Cineva văd că lasă în urmă o anume atitudine, deci văd că sentimentele le lăsați în urmă aici și parcă vă transformați în niște oameni noi, relația capătă o nouă dimensiune. E adevărat, cuiva nu prea îi convine toată această poveste și tare tind să cred că e vorba de partener sau de parteneră, că nu prea este atât de încântat sau încântată de noua dimensiune pe care voi o aveți aici, de noile idei pe care le aveți cu referire la relație, cu referire la dragoste. Vreau să luăm și tarotul umbrelor, să ne lămurim cu niște aspecte aici pentru săgetătorii noștri și prima jumătate a lunii februarie pe zona de dragoste. Hai să vedem despre ce e vorba. Valetul de bâte. 4 de cupe. Exact cum spuneam, celelalte persoane nu prea este, sau cealaltă persoană nu este foarte satisfăcută din punct de vedere pasional, din punct de vedere erotic față de voi în această perioadă. Sau pur și simplu atitudinea voastră nu prea este cea pe care el sau ea o așteaptă de la voi. Hai să vedem ce comunică aici, despre ce e vorba. Regina de cupe. Da, e posibil ca cealaltă persoană să apeleze ori la un personaj foarte autentic, un personaj mai sensibil, un personaj intuitiv, poate să fie vorba de o persoană foarte influentă în viața lui sau în viața ei, posibil să fie vorba de mama celelalte persoane sau eu știu, de poate chiar de o persoană care se ocupă cu zona aceasta ezotericului, tarot, astrologie, numerologie și așa mai departe. Un personaj care poate să-i ofere celelalte persoane niște informații cu privire la viața voastră. Pentru alții dintre voi, m-aș gândi că e posibil ca o persoană din viața celelalte persoane să-i toarne niște vorbe la ureche, da, cu privire la voi, cu privire la relația voastră, că parcă ceva nu merge acolo. 9 de monede și 6 de bâte la baza pachetului, foarte interesante energii, deci discutăm aici despre multă stabilitate, despre o victorie și o împlinire pe care o aveți totuși în această perioadă. Poate ideea că stați bine din punct de vedere financiar vă face să fiți mai comozi în această perioadă sau pur și simplu zona aceasta finanțelor contează mult și atunci influențează foarte mult și zona relațiilor. Hai să vedem și arhanghelii ce mesaj au pentru săgetătorii noștri pentru prima jumătate a lunii februarie pe zona de dragoste. Eroul spiritual, deci e o perioadă în care sunteți foarte spirituali, probabil și ceva interesant pe data de 11, pe 4, pe 7.
Darul Arhanghelului Mihail, deci aveți o protecție foarte mare, sunteți luptători aici, v-am spus, vă doriți foarte mult să vă păstrați stabilitatea în relația voastră, în ciuda faptului că partenerul sau partenera nu se simte chiar atât de împlinit. V-am spus, posibil chiar să primiți anumite reproșuri. E o perioadă în care sunteți susținuți, o perioadă în care se înlătură toate emoțiile acestea negative și perturbatoare din viața voastră. Deci ascultați-vă foarte mult intuiția. Iar la baza pachetului este justiția divină imanentă. Deci cu siguranță aceste lucruri se întâmplă cu un rost aici. Am vorbit și de judecata care era la baza pachetului. Deci o dreptate divină se face în relația voastră. Deci dacă ați fost neîndreptățiți, în sfârșit e o perioadă în care partenerul cam joacă după cum spuneți voi. Ca să spun așa. Foarte interesantă și etalarea voastră, dragii mei săgetători. Eu v-am pupat, vă mulțumesc frumos pentru vizionare și să ne revedem cu bine și la alte filmări.